Haideți să mai vedem câteva aplicații. Avem limita când n de la infinit din 5 la puterea n ori n la puterea a doua plus 3 supra 5 la puterea n plus 1 ori n la a doua plus 2. În cazul acestei limite, odată 5 la puterea n plus 1 voi spune ca fiind 5 la n ori 5, deci